pui un gram de magie și adaugi multă energie. La Măruță se știe. Bună ziua, bună ziua, oameni buni, bună ziua! Așadar, tot ce putem să vă spun este să vină mucenicii, să curgă cele 44 de pahare ciucă, corect, este, nu? Corect, pentru că astăzi corect. Este mare sărbătoare. Dacă ieri a fost ziua femeilor, astăzi trebuie să fim și noi răsfățați ca băieții, corect? Corect. Dar cel mai răsfățat este fără doar și poate prietenul nostru Adi Nartea, care mai trebuie să pună la întreținere o persoană, pentru că în casa lor a sosit Petra. Așadar, Adi Nartea, haide la bar să vorbim cu el, Ciucă, haide. Să vedem ce face prietenul nostru Adi Nartea. Tăticule, încă o dată, felicitări! Doamnele ajută, cum s-ar spune. Foarte. Salutare! Salutare! Deci, de când ai devenit tătic? De la ce oră? Ieri la ce oră? Azi? Nu ieri, joi. Joi, joi dimineața. La ora 8:55, da? A venit pe lume Petra Nartea. Iar acum ai adus-o acasă, ieri ai adus-o, nu? Ieri am adus-o acasă, cu tot cu mami, a fost cu emoții, am plâns și eu și Mara, a fost așa foarte drăguț, da. Cum a reacționat Mara? Ce a zis când a văzut? Hei, o să am o surioară! Da, am tot pregătit-o și am tot montat-o, încât și-a dorit foarte mult să o vadă și să... Abia aștepta, era ca o jucărie nouă pentru ea, știi? Okay. Și acum e ca o jucărie nouă și se comportă cu ea ca cu o jucărie uneori prea, știi? Dar în același timp încercăm să-i arătăm că e fragilă, că e micuță și că încă na, suge la mămica și că e... Na. Noi vedem bine, poze cu Petra și filmulețul când s-a întâlnit cu Mara. Și vreau să spun că asta, mică, băi, Adi, seamănă cu tine 100%. Care din ele? Amândouă. Uite pe Petra, da. E în pătuț acolo, doarme și noi vorbim tare? Nu. Asta e pătuțul. Ea acum e jos, e la țiții. Am înțeles. Pentru că suntem de două zile, suntem cu alăptatul, pentru că suntem pro alăptare și vrem să alăptăm și este cu furia laptelui. Și facem masaje la sân, facem tot felul de procedee care se fac cu consiliere de alăptare. Le-am adus, a venit o doamnă azi dimineață și îi mulțumim foarte mult. Și da, toate treburile. Ziceam, deci noi le-am mai făcut astea cu 5 ani de zile și știam prin ce trecem. Și suntem relaxați din punctul ăsta de vedere, că știm prin ce trecem, dar asta nu înseamnă că este ușor. Adică și tu știi că și tu ai doi. Exact. Doi. Adică... E bine, știi prin ce treci, știi ce te așteaptă, nu mai ești cu inima cât un purice ca la început, dar asta nu înseamnă că e ușor. Asta înseamnă că ai nopți nedormite, asta înseamnă că dacă vrei ca al tău copil să fie sănătos și să aibă imunitate până la 18-20 de ani, trebuie să-l hrănești de la sân, că laptele de mamă este licoare vie și îl ajută în tot ceea ce înseamnă cărămizile alea, fundația aia pe metabolism și pe sănătate. Și na, e un chin, dar e un chin care o să merite mai încolo. Foarte copiii frumos. Nu prea-și dau ei seama, dar na. Mă bucur tare mult să te văd astăzi, să te felicit și în același timp să o felicităm și pe soția ta, pentru că greu ea l-a dus și acum greu tot la ea e. Tu ești acum ca într-un rol, știi? Adică ce rol am? Trebuie să fiu tăticul grijuliu. Pac, pac, pac. Ce rol am exact. Acum? Tăticul agitat. Ta-ta-tam. Pam-pam. Nu? Administratorul. Șoferul, de toate. Ea este eroina și eu sunt ajutor de eroină, așa că știi cum e. Perfect. E bine. Adi Nartea, felicitări din toată inima, să vă trăiască familia, să vă trăiască fetele și abia aștept să ne vedem în formulă mărită aici în platou emisiunii. O să ne vedem cu siguranță. Mulțumesc, Cătălin, și salutăm pe toată lumea. Vă pupăm, chiar dacă nu dăm tuturor mesaje, să știți că suntem acasă, suntem bine. Și într-o săptămână așa putem să dăm frâul liber la... Nu chiar o să... Perfect, deci Adi Nartea a răspuns public tuturor mesajelor trimise lor pe telefoanele mobile. Acum sunt cu Petra acolo, deci s-a notat, s-a marcat mesajul. Și o să-mi fac și freza. Perfect. Te pupăm, Adi, și numai bine. Ciao.